1 iunie, ziua internațională a copilului, a fost sărbătorită în Italia și de către emigranții moldoveni. Fetițele și băieții lor au avut parte de multe surprize plăcute, dulciuri, jucării, distracții în parcuri, la lac, la munte, plimbări și felicitări. Astăzi la piață e ziua copiilor să iau ceva pentru nepoții mei, că am doi nepoții ca două flori acasă, le fac un cadou că de miți stel măcar. Și sunt foarte bucuroasă și eu pentru dânșii că mă bucur de dânși că azi e ziua lor, bunica să le fac un cadou că de mic. Conaționalii noștri știu că în educarea celor mici un rol important îl ocupă computerul și televiziunea, însă nu uită că aceștia trebuie mereu îndrumați și prin intermediul lecturii. Astfel, cartea devine primul cadou oferit cu această ocazie, din care vor afla despre valorile morale perene, adevăr, bine, onestitate, muncă, dragoste de frumos și de patrie. Astăzi este ziua copiilor și am decis să-i fac o surpriză nepoțelii de ziua copiilor, să o aduc la muzeul diocesan din Brescia. Doresc tuturor copiilor din lume o copilărie fericită și să trăiască în pace toți copiii lumii și ai mei. Mă folosesc și eu de sărbătoarea asta și îmi felicit toți nepoței, de la mic și pe la mare, mi-i felicit cu ocazia sărbătorii copiilor. Îmi pare rău de timpul ăsta că suntem nevoiți să ne despărțim de copiii noștri. Nevoile ne aduc departe, ei rămân singurei. Eram la Moldova, aveau bucurie, măcar nu avem mare bogăție, avem copii alături, ei pe mine, eu pe dânșii. Acum ea suntem departe și îmi pare rău că nu sunt alături de dânșii. Și urez la toți copiii să aibă sănătate, toți copiii care au părinți să numesc copii. La mulți ani la toți copiii din lume și aceia de acasă. Pentru adulți, ziua copilului a fost un prilej de a se cufunda în lumea emoționantă a inocenței. Ei au avut parte de câteva ore magice în care au încetat să se mai gândească la toate problemele copleșitoare și s-au simțit fericiți în haina de pici naivi și fără griji, amintindu-și de clipele miraculoase ale unui vis pierdut, copilăria. Copilașii pentru noi este darul de la Dumnezeu. Am fost copii, avem copii, sunt mama doi copii minunați, care pentru ei trăiesc, pentru ei îmi dau toată stăruința, toată silința pentru a-i crește cu educație, cu dragoste, cu fericire și să aibă o copilărie frumoasă, nu mai grea ca cum am avut-o noi. Căci la noi copilăria a fost o copilărie de nedescris. Copilăria fiind cea mai fericită, cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om. Necătând la toate că copiii simt această sărbătoare la noi în țară, copiii cu părinții plecați peste hotare, oricând te-ai stărui să-i distrezi, să le oferi toată atenția. Dacă erau prezenți la această sărbătoare și alți părinți, atunci se evidențiau părinții, copiii care erau fără părinți. Se vedea o nostalgie, se vedea o retragere, se vedea ceva care nu poți descrie în cuvinte ce simte acest copil când ceilalți în jur sunt cu părinții alături. Deși n-am avut posibilitatea să-mi cresc fiica aproape de suflet, cu căldura de mamă, acum, fiind împreună aici în Italia, mă stărui să fiu cât mai aproape de ea și de fiica ei, adică nepoțica mea, Ana Maria, care este dulce, ageră, activă, doar când doarme e pasivă. Ea în casă e gospodină, cu alei suflet nealină. Și mulțumesc soției că mi-a dorit acești copii minunați. Sperăm să-i creștem și să fim mândri de dânșii și ei de noi.